În cazul în care avem de analizat un text liric, una dintre cerințe ar putea fi următoarea. Vei menționa o emoție exprimată, un sentiment exprimat în textul poetic, justificându-ți alegerea. Identificarea, perceperea emoțiilor, adică abilitatea de a recunoaște propriile emoții și sentimente, precum și ale celorlalți, este primul pas în dobândirea inteligenței emoționale, de care auzim atât de des în ultima vreme. Inteligența emoțională este abilitatea cuiva de a identifica și a manageria, stăpâni, emoțiile proprii și ale celorlalți. Fiind capabili să identificăm, să numim emoțiile, sentimentele, putem ajunge să le gestionăm, adică să le împiedicăm să devină obstacole în realizarea țelurilor noastre. Una dintre componentele inteligenței emoționale este empatia. A fi empatic înseamnă a fi capabil să te pui în locul persoanei cu care relaționezi, atât ca gândire, cât și afectiv, emoțional mai exact. Înseamnă a fi capabil să-i înțelegi pe ceilalți, perspectiva lor și astfel să poți arăta grijă, atenție și înțelegere a diversității. Așadar, în momentul în care suntem puși în situația de a identifica emoțiile, sentimentele exprimate într-un text poetic, lucrurile se complică oarecum, căci în poezie emoția, sentimentul, ideea, se exprimă prin imagine, ritm, armonie. Ai putea spune, la ce mi folosește mie să identific emoțiile, sentimentele poeților ăstora? Dar dacă în viața ta vei fi pus în situația să identifici aceste trăiri în mesajul unui cunoscut, care nu va zice direct ce simte, iar de această identificare să atârne fericirea ta, a lui sau chiar viața lui. Așadar, acesta, în opinia mea, este un exercițiu de viață, nu unul care să încurce elevul sau să-i facă viața grea. În această imagine, putem observa cele patru forme prin care noi ne exprimăm din punct de vedere emoțional. Dispoziția este starea noastră în general, la un moment dat. Poate fi bună, rea, pur și simplu, în aparență fără motiv, dar ea este de fapt o adaptare a noastră la mediul interior. Emoțiile sunt reacții instantanee, bruște, la evenimente. Pot fi măsurate cu aparate. Ele sunt temporare, durează puțin. Surpriza, frica, dezgustul sunt emoții. Sentimentele sunt o interpretare a emoțiilor. Ele sunt în mintea noastră și sunt legate, conectate cu gânduri, amintiri. Frica este o emoție, îngrijorarea un sentiment, durata. Asta face diferența dintre ele. Tristețea e o emoție, depresia un sentiment. Pasiunile sunt trăiri masive, durabile, care pot ajunge până la obsesie, pot da peste cap temporar sau chiar definitiv rațiunea și personalitatea. Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 cercul emoțiilor, care constă din 8 emoții fundamentale și 8 emoții complexe, formate din câte 2 emoții fundamentale. Putem observa că sunt 4 perechi aflate în antiteză, în opoziție. Bucurie, tristețe, surpriză, anticipare, mânie, frică, dezgust, încredere. El le-a clasificat și ca pozitive, negative. Pozitive sunt bucurie, anticipare, încredere. Negative sunt toate celelalte. Mânie, dezgust, tristețe, surpriză, frică. Cele din interior sunt emoții mai intense. De la mânie se poate ajunge la furie, de la dezgust la silă, de la tristețe la nenorocire, de la surpriză la uimire, de la frică la groază, de la încredere la admirație, de la bucurie la extaz, de la anticipare la vigilență. În acest material voi analiza câteva poezii ale Florinei Cojocaru și voi menționa cum se simte eul liric, numind emoțiile, sentimentele dominante pentru fiecare poezie pe care o voi citi. Despre dragoste. Tu poți să taci
sau poți să cânți, tot una. Cum vara în gână slab furii de sânge, pe cerul care toarce sau mi plânge, cu umbre gri mi te agață luna. Tu poți să taci și să aștergi uitare pe zilele ce țipă în azbest, să zvârli în noapte trupul greu de sare, să acoperi marea toată cu un țest. Tu poți să taci sau poți să cânți, tot una. În mine moare dragostea nebună. Din cauza titlului să nu cădem în capcană și să spunem: a, sentimentul dominant este dragostea. Căci dacă vom citi cu atenție, vom vedea că eul liric se simte indiferent, tot una, repetă, plictisit, se simte gol, se simte descurajat. În mine moare dragostea nebună. Emoțiile dominante: dezgust, tristețe. Târziu. Ce târziu și ce ploi port pe umerii mei, cum înalț ruginiu dintre multe femei, cum te port îngânând într-un scâncet șoptit, cum mă pierd între nopți și cât timp de iubit, ce târziu și cât gri în orașul tăcut, lungi mătănii de ceață cum nu știu să te ascult, și ce toamnă se așează peste sufletul meu, câtă viață se pierde rătăcind mai mereu, cum băltesc amintiri dintr-un timp ce-a trecut, păsări mari de alabastru poartă cântecul mut, cum e verde sălciu și cum pietrele plâng, bat căderi pe la porți și mi-e pasul nătâng, n-am să știu să te ajung, n-ai să știi să-mi rămâi, și în toamna peltică or să-mi ningă gutui. Cum se simte eu liric? Întristat, disperat, mâhnit, deranjat, iritat, copleșit, presat, vigilent. Emoțiile dominante din poezie: tristețe și furie, mai exact frustrare. Regrete. Ar fi putut să fie așa cum spui, cu păsări de alabastru și gutui, urmându-și zbor rotat spre alte veri, ar fi putut să fie încunieri, să ningă blând, acoperind pădurea, și-am fi rămas să trâncănim aiurea, în târgul ăsta, ocolit de vreme. Ai fi venit, dar cine să te cheme? Căci frică mi-e de tot și e târziu, tu m-ai cerut, dar n-am știut să-ți fiu, și te-am iubit, dar n-am știut să-ți spun. În mine cresc pădurile de alun cât se adună norii de rugină, și toamne trec și iarnă o să vină. Cum se simte eu liric? Disperat, nefericit, izolat, întristat, neliniștit, panicat. Emoțiile dominante: tristețe, frică. Târziu pentru iubit. Eu am trecut pe acolo, boncăluia pădurea. Tu ai trecut pe acolo și poate ai fi rămas. Un răsărit de verde pierdusem de aiurea și nu o să știe nimeni de cerbii fără glas. Eu am trecut pe acolo, se răstignea durerea și n-am găsit nici vorbe, nici umbre n-au rămas. Iar toamne muribunde cereau pe rând tăcerea. Tu ai trecut pe acolo la nici după un ceas. Și câte se pierdură, n-a fost nimic din toate, nici mâna care cere, nici cântecul zidit. Noi am mai fost pe acolo și vom mai trece poate, și iarnă o să fie târziu pentru iubit. Cum se simte eu liric? Descurajat, disperat, mâhnit, îndurerat, frustrat. Emoțiile dominante: tristețe, furie. Târziul din mine. Stai de vorbă cu mine, aproape ne intuim numele, vorbim despre moarte ca și cum am scuipa semințe pe bulevard. Întoarcem pe toate fețele întunericul lumii. Tu ai venit prea devreme, eu prea târziu. Îmi spui că viața ta seamănă atât de bine cu un cașcaval șvaițer. Râd și îți ating tăcerile. Și dacă nu ninge, de unde atâta zăpadă? Cum se simte eu liric? Dezaprobator, plictisit, mâhnit, disprețuitor, batjocoritor, uimit. Emoțiile dominante: dezgust, tristețe. Promisiuni. Nu am să-ți îndrug povești despre cât de minunată e viața, nu am să-ți vopsesc pereții cu roz și nu am să te acopăr de dulcegării, nu-mi voi ascunde viciile și nu am să neg nevoia clipelor de singurătate. Tot ceea ce-ți pot promite
și aș putea să mă țin de cuvânt, e că voi fi acolo, lângă tine, până într-o zi. Cum se simte Euliric? Calm, mulțumit, motivat, deschis. Euliric este aici în ipostaza omului matur, pe care viața nu-l mai a prin surprindere. El rămâne vigilent și încrezător. Dorință. Să mă vindec de ploi, de trecut și de tine și să-mi treacă prin mâini sângerând de tăceri. Să aștept să-mi fii doar o parte din mine, cea în care mă vezi mai frumoasă ca ieri. Să mă vindec de ploi, de ninsori hăbăuce și să-mi fiu primăvară într-o iarnă de-apoi, alte viscole tâmpe să n-apuce să urce și să tulbure iarba ce va crește între noi. Cum se simte Euliric? Răzbunător, incisiv, caustic, disprețuitor. Emoțiile dominante ale poeziei sunt cele de dezgust și furie. Gând. Târziu mi-am câștigat dreptul la singurătate. Cum se simte Euliric? Scârbit, calm, mâhnit. Emoțiile dominante, dezgust, tristețe. Relația de cuplu este cea care declanșează tristețea eului liric. El se simte abandonat, părăsit, neînțeles. Dezgustul este prezent, căci relația este percepută ca toxică. Iar furia este expresia conștientizării blocajului. Cel care stă în calea fericirii este culmea, chiar partenerul. El este obstacolul ce trebuie înlăturat. Cam atât despre acest subiect. La revedere!